fost de la Victor, PSD, nu? Ai fost acolo, ai avut puterea mână cu 80%, tu și cu Crin. Ai văzut emisiunea cu Crin? Da, m-am uitat, da. Da, auzi, aici chiar vreau și să fac un comentariu după emisiunea. Poate în sfârșit ți-ai dat și tu seama. Deci operațiunea cu Iohannis era să-l dea jos pe Crin, era să mă dea pe mine jos. Că de-aia altfel băga la PSD. Sincer, Iohannis e mai de PSD, așa. Profesor... Ca structură, zici. Profesor îmbogățit de meditații era bun de PSD. Nu era de PNL, că... Păi și totuși... cum e de PSD îmbogățit din meditații? Păi, domnule... PSD-știi sau... Stânga e cu statul, da? PSD-știi sau... Stânga e cu statul. Liberalii, uite-te la ei, la conducătorii lor. Dom'le, toți sunt mari industriași, oameni de afaceri, investitori... Toți în, nu? În, așa. Deci l-au trimis la PNL ca să-l dea jos pe Crin. Pentru că Crin, care are multe calități și multe defecte, dar totuși era cam independent de capul lui, așa că a rămas și acum, nu? Asta spunea și Adrian Năstase. După care, dându-l jos pe Crin, au zis, hai dom'le, care e următorul? Care încă mai mișcă un pic. S-a rezolvat problema. Acum ideea următoare. E foarte bine. Deci chiar e foarte bine. Acum de-abia realizez eu cât de bine ne-au făcut cu domnul Iohannis. E foarte bine că, că totul e perfect. Tu ai un business care merge, Putin. Călătorești, dar toată lumea trăiește nu mai stai bine. Presiune. Dacă n-ar fi Putin, nu, lumea nu toată trăiește lumea bine. Ar trăi bine. Lumea nu trăiește din bine. Din cauza lui Putin. Din cauza lui Putin și a amantei sale, care trebuie și ea să fie arestată. Victor. Nu vorbim de asta. Încă o dată, păi nu, că e o aberație chestia asta. Nu știi că știi știrile astea care nu sunt nici măcar fake news. Stai un pic. Dom'le, m-am dus și eu, am fost și eu odată la Wimbledon, la Wimbledon. Așa. Dom'le, plăceau. N-am fost. Era Gazprom. A, bun. De ăla, e case, erau mașini, să nu știu ce. Aici. Cum stai? Vai, dracu, acum n-are voie nici să participe nici ăla, numărul 2, Daniil Medvedev. N-are voie. Deși ăla săracu a zis, dom'le, nu-s de acord cu războiul, cu... Nu, ia o Victor, poză cu Putin și... Băi... Asemenea ipocrizie și mândrănie, le-ați luat miliardele. Ești putinist. Nu, Doamne ferește. Păi da, dacă tu vrei să fie Medvedev la un... Nu vreau să fie, păi tu așa vreau să-l cheme, așa am răspuns tu. Să-l împuște că în mijlocul bine, arenei. Da, e bine. Și pe Abramovici, ăla care a băgat 2 miliarde în Chelsea, da, ar trebui să-l spânzure în fața, că atunci când a băgat alea 2 miliarde, ei credeau că le are ce din... Ce îți pare rău? Nu, Doamne credeai că le are din muncă cinstită. Nu, ei au crezut că le are din muncă cinstită. Eu știam dar că ele... Dar de acord cu toate sancțiunile, normal, dar mai vezi, vorbă. Vezi, așa îți fac și eu, că așa am răspuns și... Dacă te prind cu vreo carte de Dostoevski acasă, eu aș pune eu, să te dea afară eu de la gândul. M-am apucat să citesc chiar eu frații. Eu cred că și Dostoevski era cu Putin. Frații Karamazov. Toți frații erau cu Putin. Toți frații Karamazov. Da, Victor, frații Jderi cred că erau. Și... A trecut jumătate de emisiune gata, pentru că nu mă las să spun nimic și nu mă las să întreb. Da. Totuși, o ultimă încercare. Nu mai încerc. E pierdută cauza. Încercare moarte n-are. E pierdută Victoraș. Cauza, da. Se vede că e pierdută. De unde această abordare? Faptul că tu faci din tot ce numere. Spun ailați? Din numere. Numărul domnului Iohannis de voturi a fost mai mare decât numărul lui Ponta. Numărul domnului, doamnei Clotilde Armand a fost mai mare. Numărul lui Fritz a fost mai mare decât numărul lor. Dacă asta vrea majoritatea poporului... Vezi, dacă nu te-am bătut când erai mic la Marius Tucășiu și aveai 29 de ani? Ei, atunci eram și eu mai țufnos. Păi nu, acuma, nu, dar atunci... Cum am devenit acum... înțelept la 50... Uite, apropo de înțelepciune, Ponta a explodat. N-am explodat. Stai. Nu mă mai lasă să gândesc că Putin e rău. Zelenski vorbește peste tot. Poate mai e altă treabă. Victor, Ponta a fost premier la România. E o interpretare eronată, nu? Tendențioasă, mă dezic. Fostul premier al României spune că propaganda anti-Rusia seamănă extrem de tare cu cea a Rusiei și că Ucraina a exagerat atunci când se ceartă toată Uniunea Europeană. Ponta a comentat scandalul de la Eurovision, acolo unde jurul România a fost eliminat din concurs, iar voturile noastre au mers automat către Ucraina. Da. Nu mă mai lași pe mine să gândesc cu capul meu, că nu e nicio interpretare, că Putin e rău. Și asta, că de trei ori pe zi în Parlament vorbește Zelenski. Poate mai ai și altă treabă. Adică Zelenski mai are altă treabă. Să-ți explic. Te rog. Astăzi de dimineață m-am trezit, m-am uitat și eu pe știri și am înțeles declarația lui domnului președinte Zelenski, Zelenski, care a zis, i-am salvat, eroii noștri de la Azovstal, sunt nu știu ce. Și am zis, mama, asta chiar e cea mai tare chestie, îți dai seama de ce a intrat ceva cu trupe speciale, a scos de acolo. După care am intrat pe CNN să văd, poate dau filmări, când și scria, i-a salvat în sensul că i-au luat rușii prizonieri.
Și m-am întors la zi, dom'le, cum i-a salvat? Părerea mea sinceră e că nu se mai întoarce niciunul din Rusia. Aia că o să facă ei schimb de prizonieri. E clar, pe nu, deja au spus aia, și aia că... de la Azovstal. Deja au spus că sunt criminal de război. Dar la noi era clar că i-a salvat. Eu m-am gândit că s-a acasă, că sunt deja cu familiile, cu nu știu ce. Și mă gândeam, dă-mi mai dai două știri de-astea, după aia nu mai cred absolut nimic pe cuvântul meu. Eu știu că Putin e rău. Da, voi foarte dacă rău, sunteți atenție. Cel mai rău. Foarte, cel mai rău. Sincer, acum fără ironie. E un nebun ai care omoară oameni. Prima emisiune și dar ai n-are nicio logică nimic din ce a făcut în ultimele 6 luni sau n-are nicio logică nici da, dar una e una, alta e alta. Când vezi în fiecare zi știi asta de felul ăsta. Cu Eurovizionul. Câștiga Ucraina oricum. Dom'le, noi cu moldovenii de când e Eurovizionul ne dăm voturile unii la alții. Întâmplător, melodia moldovenilor era despre Moldova și România, nu cu trenulețul, cu nu știu ce. Sigur că voi chiar credeți că votați aici? Că ce exemplu dai tu poporului român? Tu chiar te-ai pus să votezi pe bune? Tu n-ai înțeles că trebuie să votezi cu Ucraina? Și n-ai înțeles că votezi cu Iohannis? Ba da, gata. Păi ajunge. Deci de-aia zic că doamna Chiovici și sper că îi va deschide un dosar penal fetei de la TVR1 că n-a înțeles. Bun. Ca să-i bage mințile în cap. Dacă eu am înțeles după ce mi-a făcut dosar. Dacă s-ar fi întâmplat cu Franța, cu Germania, cu Germania s-a dat și au luat aproape 0 puncte, adică nu se putea întâmpla. Păi eu oricum sunt cam ciucabăte. L-a certat ambasadorul. Domne, ambasadorul Ucrainei la Berlin. L-a făcut labor obosit. Adică a zis că e un labor? Obosit. Labor obosit. Cancelar? Da. Păi dacă o fi, poate era obosit. Și am zis, domne, da, să-l mute la București? Pe ambasador, că îmi place de el. Să vină la noi? Să vină aici. La noi, că labor, eu din București n-aș înțelege ce înseamnă exact labor. Dar, dar la Sibiu s-ar înțelege ce e laborul. Adică... da. Bun. Oprește, bagă publicitate. Dar de ce? Nu bag nicio publicitate, că e foarte scumpă publicitatea aici. N-au oamenii să cumpere. Normal. N-au marile companii bani să cumpere la noi publicitate. Să cumpere. Nu vezi cum e viața asta? De la cel mai important show din România, undeva pierdut prin mațele internetului. Bun. Ai văzut vreo reacție? Nu, niciodată. Ai văzut vreo reacție din partea autorităților române legate de scandalul ăsta la Eurovision? De ce să facă săracii? S-o dea afară pe fata de la... Las-o pe fata aia, că tu tot te... Nu, serios acum. Da, e un caz băi, foarte dar nu grav. Se poate. Dacă e vorba grav, e vorba să votezi pe bune ce ai. E vorba despre Ucraina, nu mai poți să spui nimic sau despre Zelenski. Că automat ești putinist, nu trebuie să spui foarte bine că au luat punctele României și le-au dat Ucrainei, nu? Da. Eu zic că e foarte bine. Eu sunt total de acord. Tu susții și ești normal, total de acord. Susțin. N-ai nicio problemă. Și sancționarea celor care au vrut să voteze cu România. Și arestarea lor. Normal. De-aia avem procuror european. Ca să aresteze... Păi ăștia care nu înțeleg. Da, dar n-ar fi trebuit să facă un scandal și opinia publică. Adică cetățenii să spună, băi frate, de ce ne-au sfurat mă votul pe care l-au dat ăștia la celor din Basarabia, din Moldova? Dom'le, lasă-mă nu ți se pare că societatea civilă, chiar de la colectiv încoace, de la manifestările la colectiv, de pe vremea cred. Lui Grindeanu. Da. Hai să ne întoarcem. Eu cred că la colectiv, majoritatea covârșitoare au fost de bună credință. Au zis, dom'le, nu se mai poate, ieșim să protestăm. După care, ușor, ușor, și-au dat seama că au fost luat de proști și că au fost folosiți. Mm-hmm. Nu mai ies la proteste, nici nu recunosc. Unii sunt prea orgolioși să recunoască, bă, și-au bătut joc de noi. De fapt, ăștia ard în continuare, de fapt, nu-i interesat deloc. De fapt, atunci aveam 10 paturi pentru ard și acum n-avem niciunul. După 7 ani, da, ca să fie foarte clar. Deci atunci, nu știu, am avut 100 de medici, acum mai avem 10 medici. Deci totul a fost o mare păcăleală. După care, după 7 ani, mai bagi niște amărți prin pușcării ca să zici că ai făcut... A mai fost Ordonanța 13, Luminițele, Piața, Revoluție și așa mai departe. Alea s-au mai rezolvat totuși cu Ordonanța 13. Alea s-au rezolvat, adevărat. Și, da. Uite, inclusiv Alina Mungiu spunea că mie nu... Ce-mi place... O asemenea convocare la modul... Mie-mi place că și noi plagiatorii am fost reevaluați. Totuși suntem oameni buni. Tu? Toți. Nu, eu nu. Eu am rămas rău. Că sunt singurul. Dar, în general, plagiatorii sunt oameni buni. Știi ce e strigător la cer? Nu e nimic strigător. Că și cu Chioveși care plagiase și era o plagiatoare... Un pic doar. Un pic.
Și tu tot un pic ai plagiat. Un pic, o leacă. O leacă, o țără. O țără. O țără, un dram. Da, ea a plagiat în scopul combaterii corupției și al statului de drept. Este ce se întâmplă acum. Pe Trump l-a executat pentru că Trump era rău, înțelegi? Pe tine te-a executat că era rău. Ca să-l atace pe Trump, ca să-l atace pe Putin. Nu mai vorbesc. Ca să atace pe cine vrei tu, ții cu, adică încalci orice regulă și orice lege. Da? Cu Chioveși a fost la fost, strigător la cer. Avantaj, în momentul în care a luat-o pe Zeița Dreptății, l-a purecat cu plagiatul și e un program care arăta foarte clar, da. Ea nu s-a putut întuni ăla, cum se chema, eu, de exemplu... Ai plagiat, știu, nu mai... Nu doar asta, dar câteodată așa vin tot felul de greșeli în cap. Am văzut o hotărâre judecătorească în altei curți, foarte corectă, care a spus așa, dom'le, faptul că i-a deschis dosar în 2016 lui Chioveși și nu l-a finalizat până în 2019 e foarte grav și nu-i normal și așa. Și am vrut să fac și o acțiune, să întreb dacă al meu din 2012 până în 2022 e mai vechi sau mai nou decât ăla lui Chioveși din 2016. Până... După care mi-a zis cineva, bă, tu chiar nu-ți bagi mințele în cap, potole, și tu nu mai faci acțiuni de genul ăsta. Am înțeles, să trăiți. Deci tu încă ai dosarul deschis, nu? Am încă casa sechestrată. Sechestrată. Da. Dar și ce făceai cu casa? Că nu puteai să fugi cu casa. Ce să spun? Poate o duceam în Rusie. O luam în spate ca Melcu și fugeam cu ea. Nu, dar e corect așa. Uite, chiar e corect. Asta e o altă chestie. L-am văzut pe Vali Zgonea, care mi s-a părut cam bătrânit, cu tot dragul. Pe bună dreptate. Pe Victor, bună dreptate. Deci eu am fost martor în dosarul multe meu. Multe vieți distruse. Da. La propriu, în sensul că oameni care au fost condamnați fără să existe lucruri în dosar, dar mai ales oameni care au stat agățați sub presiunea asta, cu bagajul făcut la ușă. Da. Da? Da. Așteptând ca a doua zi tot ce era posibil să se ducă la închisoare. Pentru care că o majoritate bleagă stă și acceptă ca o minoritate de frustrați, că sunt certați cu iubita de acasă, că nu le-a crescut salariul la multinațională, că a fost înghesuială în Wizz Air-ul de Viena, că nu știu ce, și atunci apucă protestele. Și o majoritate bleagă acceptă ca această minoritate cu frustrări personale să și le refuleze în piața publică. Fiecare zicând, bă, n-am pățit-o eu, n-am luat-o eu, hai să tac din gură, că poate o iau eu. Lasă, a luat-o pietone, a luat-o ăla. Bă, n-am luat-o eu. Nu mi se întâmplă mie. Toți au spus asta până li s-a întâmplat lor. Până li s-a întâmplat lor. Și o sună li s-a întâmplat ceva în viața profesională, li s-a întâmplat ceva în viața politică și așa mai și departe. Și va continua acest lucru. Va continua acest lucru, dar știi ce mă sperie pe mine? Pentru că majoritatea asta, da? Da. Pentru că vorbeai de o minoritate care este foarte agresivă, care impune ordinea de zi, care protestează, care a e pe... A fost, și așa mai departe. Cu lupta anti-PSD. E adevărat. Sau cam... Da, după ce PSD-ul a ajuns la putere. Păi normal, slavă Domnului.